Bună seara, stimați telespectatori, sunt Daniel Vinga și vă spun bine ne reîntâlnim la Teleneamț, televiziunea ta. În seara aceasta, postul nostru TV vă propune un adevărat maraton în care vorbim despre guvernări, despre guvernări trecute sau viitoare. Și voi începe cu un promo pentru emisiunea de peste o oră, extemporal, cu Alex Nechita, unde Alex vă va aduce în platou invitați cu care discută despre guvernările anterioare și ce au însemnat ele pentru nemțeni. Dar acum, de la această oră, la Veste Alert, practic, așa cum am anunțat noi și pe Facebook, avem o dezbatere aici, la Teleem, la Neamț, Ponta Iohannis. Evident că nu direct, ci prin reprezentanții celor doi finaliști calificați pentru turul 2 de pe 16 noiembrie, și cu o permisiunea noastră o să vi prezint, nu înainte însă de a vă readuce aminte că mă puteți ajuta în moderarea acestei emisiuni cu întrebări, cu opinii, prin SMS tarif normal la 0756-539876. În seara aceasta, ca reprezentanță celor doi finaliști, avem în platoul nostru și rog colegul să dea un plan general, pe domnul... O iau din capătul mesei, după aceea o să schimb prezentările ca să nu fie discuții. Domnul avocat Răzvan Bobeanu, PSD, bună seara! Bună seara, bine v-am regăsit! Și la fel alături de noi, domnul profesor Mihai Obreja, PNL, bună seara, bine ați venit! Bună seara dumneavoastră și celor care ne urmăresc la această oră! Mi-am propus ca împreună cu cei doi invitați să discutăm despre ideea că avem o țară, ce facem cu ea de pe 17 noiembrie? Pentru că alegerile vin și trec, oamenii cu problemele pe care le au, cu soluțiile care trebuie găsite de către cei care guvernează, rămân aceiași. În fond, dincolo de niște patimi, mai mult sau mai puțin trecătoare. Domnule Obreja, prima întrebare este pentru dumneavoastră. Ce veți face pe 17 noiembrie? Cum va arăta programul dumneavoastră de lucru? Al meu personal, probabil, da. M-a întrebat. Da, al omului, da. Mihai Obreja. Al cetățeanului Mihai Obreja. Va fi exact un program, cred că, normal de lucru, adică la clasă, la oră. Poate un pic bucuros după rezultatul pe care îl vom obține în mod categoric, când începând de pe 17 noiembrie, președintele României va fi cu siguranță Klaus Iohannis. Bun. Va fi o bucurie pe care o voi trăi alături de milioanele de cetățeni, de milioanele de români, că într-adevăr pe 16 românii asta vor face, vor vota schimbarea, vor vota o trecere pentru ceea ce noi numim o Românie normală, o Românie a lucrului bine făcut. Am înțeles. Deci, domnule Bobeanu, dacă luăm de bun ce spune domnul Obreja, dumneavoastră pe 17 noiembrie veți fi trist. Bun. Evident, suntem și într-o emisiune de promovare electorală. De dezbatere electorală. Și de dezbatere electorală. Da. În mod evident, că trăiesc cu siguranța că 17 noiembrie va fi o zi în care Victor Ponta va fi președintele României. Voi fi puțin obosit, voi începe lucrul puțin mai târziu, sunt și într-o profesie liberală. Uneori pot să-mi permit acest aspect, însă vă spun lucrul ăsta pentru că probabil duminică seara voi fi în sediu PSD alături de colegi și după numărătoarea voturilor alături de colegii mei, după ce vom primi rezultatele din secțiile de vot de pe întreg cuprinsul județului, vom sărbători, am această certitudine. De altfel, cred eu că întreg parcursul electoral al candidatului Victor Ponta este unul care, în momentul de față, ne face să credem pe toți că sfârșitul zilei de 16 noiembrie va însemna victoria candidatului nostru, candidatul social-democrat. Evident că atitudinea fiecăruia dintre noastre este o atitudine normală. Sunteți într-o tabără care este angrenată într-o bătălie și fiecare tabără intră în teren cu speranța, cu certitudinea că va câștiga. Dar evident că pe 17 noiembrie nu veți putea fi amândoi bucuroși. În traducere liberă, doar unul va bea de bucurie, fie și apă plată. Acum, ca un pariu așa virtual, imaginar, cel care câștigă va da de băut celuilalt de aici din platou sau invers?
Eu cred că nu putem limita. Evident, cu domnul profesor, oricând pot să beau o cafea cu multă plăcere. Este un om pe care eu personal îl stimez. Și cu siguranță sunt o sumedenie de valori și de principii care cred eu că ne ghidează în viață. Sigur, în momentul de față avem opțiuni electorale diferite și politice diferite. Este un lucru normal până la urmă într-o societate democratică, dar cu siguranță, dacă mă întrebați pe mine, este important și pentru România ca această perioadă electorală să se încheie. Cred eu că a fost o perioadă și extrem, extrem de agitată. Poate unii o consideră normal, nu, suntem în campanie electorală, însă cred eu că uneori și tonul dezbaterilor a depășit cadrul unui dialog normal între combatanți și nu mă refer neapărat între primii doi combatanți, între principalii pioni, ci etajele de sub ei, cei care îi susțin în spate. Însă cred eu că, încă o dată vă zic, că ziua de 16 noiembrie, iată, după două încercări pe care le-am avut odată în 2004 și în 2009, din păcate pentru noi nereușite, vom reuși să dăm din nou președintele României. Știți ce este interesant? Acum un an jumate, doi, erați împreună, că vorbeați și de chestiuni care ne leagă și eu spun de teorie, e important în viață să ne lege mult mai, chestiuni mult mai consistente decât un carnet de partid. Acum un an jumate, doi, erați într-o alianță care se numea USL. Culmea este, deși USL-ul s-a destrămat, finaliștii care joacă acum pe 16 noiembrie în meciul pentru Cotroceni sunt doi useliști, un liberal și un social-democrat sau un social-democrat și un liberal. Domnule Obreja, cum e această finală în interiorul fostului USL? Nu este o finală între doi useliști. Este bine să spunem adevărul. Unul dintre useliști este prezent, într-adevăr, Klaus Iohannis. În 2012 nu era în interiorul USL-ului, vă amintiți foarte bine, el a venit relativ mai târziu. A devenit membru al Partidului Național Liberal abia în 2013. Acesta este adevărul și bine să informăm foarte bine populația, pentru că am văzut că în această campanie electorală s-a stăruit mult pentru a-l lipi pe Klaus Iohannis de ceea ce a însemnat USL-ul, o experiență, spunem noi, tristă, care nu a adus beneficii românilor, pentru că ne-am convins noi, liberalii, este adevărat, relativ mai târziu, că combinațiile politice nu aduc folos cetățenilor. Ne-am dat seama, relativ mai târziu, că facem parte dintr-o alianță care nu exprimă interesele cetățenilor. O alianță în care cei de la PSD urmau aceleași practici, de altfel, bine puse la punct încă de la începuturi, și anume de a folosi puterea pe cât posibil în interes personal. Iar campania aceasta electorală, dusă cu mijloacele cele mai mizerabile posibile, și pot să mă explic în afirmația pe care o fac, poate îmi va aduce la sfârșitul ei, luni, spuneați, o bucurie că vom scăpa noi, mulți cetățeni, milioanele de oameni, de lucruri care sunt în afara a ceea ce înseamnă civismul, civilitatea. Și aș aduce aici în discuție doar ultime lucruri, ultime evenimente care s-au petrecut chiar la acest început de săptămână, chiar astăzi, când reprezentanții ai PSD-ului au recurs la o simbolistică care eu credeam, eu cetățean, o simbolistică precreștină de mult apusă. O simbolistică utilizată prin anii 40 de către clanurile mafiote sau de către organizațiile naziste. Au ajuns în zona sediului ACL, au aruncat acolo cu... Nu la piatra, ca să înțeleagă cetățenii. Am aflat și eu în seara asta, că am fost pe teren. Și... Da, au aruncat acolo în curtea ACL la București, găini cu capul tăiat. Acesta era simbolul pe care îl foloseau grupările mafiote prin anii 30-40 și mai târziu grupările naziste aruncau și foloseau acestea simboluri Am înțeles, dar trebuie să vă întrerup și pentru telespectatori și pentru CNA să vă cer o precizare, pentru că nu vreau alte bucurii. S-a produs până la momentul de față proba
că acele găini jumulite, rătăcite, nerătăcite, sunt aruncate de către adversari? Sunt elemente și o să facă cei din conducerea centrală a ACL-ului. Eu aici fac o declarație politică și cred că fiind într-o campanie electorală, nu trebuie să probăm opiniile politice. Nu. Deci, cum de altfel, asta vreau să precizați, că este o opinie. Da, mi-este greu să probez poate acum aici, chiar dacă am înregistrare, cu ce s-a discutat într-o ședință condusă de președintele Consiliului Județean Satul Mare, o ședință în care a adunat reprezentanța instituțiilor publice, reprezentanța deconcentratelor, chiar și director de școli, și cărora le-a transmis direct amenințător că dacă Victor Ponta nu iese președinte, să-și ia adio de la funcții, de la bani. I-a mobilizat, domnul profesor. Dacă asemenea mobilizări fac parte din ceea ce înseamnă campaniile electorale într-o Românie democratică, într-o democrație pe care o numim noi liberală, atunci vom mai aștepta foarte mulți ani, zeci și zeci de ani, ca să putem și noi învăța de ceea ce înseamnă civismul campaniilor electorale purtate în țările cu tradiție democratică. Ca să nu mai amintim aici, iată o declarație produsă, cred că la sfârșit de săptămână, când unul dintre liderii marcanți ai PSD, e vorba de doamna Olguța Vasilescu, primar al municipiului Craiova, îndemna pe doljeni, pe craioveni, să iasă în stradă la un război civil dacă al nostru candidat Klaus Iohannis va fi președintele României. Și va fi președintele României fără război civil. Domnule, și vă mai aduc un element. De calibrăm și da? Eu sunt așa și cu ochii pe ceas. Mulțumim. Mai avem vreo 40 o să revin și cu alte argumente care traduc total ceea ce înseamnă o campanie mizerabilă la adresa candidatului nostru, Klaus Iohannis. Vă rog pe domnul Bobeanu. Că... Bun, acum, eu ce să vă zic? Retorica electorală întotdeauna cred că trebuie să aibă legătură și cu realitatea. Nu întotdeauna pot spune că am găsit acest lucru în ceea ce privește și am observat acest lucru în ceea ce privește pe reprezentanții acele. Acum, domnul profesor și colegii săi din PNL încearcă să ne prezinte pe Klaus Iohannis ca pe singura soluție pentru ziua de 16 noiembrie, un produs, nu știu, al societății românești, singurul capabil să conducă România după această dată. Vorbește domnul profesor de USL și blamează, să zicem, Uniunea Social-Liberală. Foarte clar n-am înțeles de ce, dar în ceea ce privește Alianța Creștin-Liberală, stăteam și mă uitam de-a dreapta și de-a stânga domnului Iohannis, unde era domnul Blaga, unde era domnul Fluture. Flutur, da? Alți reprezentanți de seama ai fostei guvernări Băsescu-Boc, care au tăiat pensii și salarii sub motivația crizei și au aruncat o grămadă de români în pragul disperării pentru că nu-și mai puteau susține nici cheltuielile curente, ce să mai vorbim de ratele bancare. Aceste timpuri nu sunt foarte îndepărtate. Acum, sigur, sub o mască și sub o nouă denumire, Alianța Creștin-Liberală, domnul Iohannis încearcă să aducă din nou la conducere, de fapt, pe aceea pe care românii au sancționat crunt în anul 2012, când au pierdut lamentabil alegerile locale și alegerile parlamentare, nu datorită până la urmă datorită modului în care au tratat România și au guvernat această țară timp de 4 ani, dacă ne raportăm la perioada 2008-2012. Deci nu cred că în acest moment putem să distingem și putem să facem o diferență, să spunem Klaus Iohannis să-l punem deoparte și deoparte să-i așezăm pe ceilalți reprezentanți ai ACL-ului. Nu, Klaus Iohannis, Vasile Blaga, Gheorghe Flutur, sunt acei oameni, sunt în aceeași echipă, sunt noua construcție, așa numită nouă construcție politică pe care candidatul dreptei o oferă României. Acum, referitor la o campanie mizerabilă pe care Partidul Social Democrat ar fi dus-o la adresa Partidului Național Liberal și a dreptei, sincer să fiu, exemplu pe care domnul Obreja l-a dat cu acele găini aruncate în curtea Alianței Creștin-Liberale,
suntem în stadiul supozițiilor, adică dacă bănuiesc că se referă la conducerea centrală a partidului care nu știu ce va încerca să facă. Eu am înțeles că au fost sesizate organele abilitate care vor desfășura anchetă, probabil s-a deschis un dosar penal, categoric. Vor fi identificați făptuitorii, dar de aici, și chiar mă uitam la știri înainte să vin la dumneavoastră în emisiune și se spunea că nu au fost văzute acele persoane care au fost, dar de aici, de aici până a pune eticheta că acum PSD-știi au adus găinile printr-o avicolă părăsită și le-au aruncat în curtea acelui, mi se pare puțin cam mult, mi se pare, o manipulare ușor ne la locul ei, chiar grotească. Ea spune, să lăsăm organele de anchetă să-și facă datoria. Da. A fost al doilea. Mai am un aspect pe care vreau... Domnul Oveanu, numai o secundă. Deci, să răspundem. Pentru echilibru, time. Nu mai o secundă, dacă îmi dați voie. Dar putem și răspunde între timp, așa este corect. Domnul avocat, numai o secundă, vreau să fac o observație că mi se pare corect de făcut. Indiferent cine a pus găinile alea sau nu, eu, cetățean Daniel Vinca, care mai cunosc și politicieni și echipele de lipitori de afișe, îmi permit să spun un lucru. Exaltați sunt în toate partidele, pentru că vă spun cu mâna pe inimă. Știu cazuri în care socialdemocrați au rupt afișe la adversari în campanii trecute și știu cazuri în care și liberali, îngeci galbene, au rupt afișe la adversari. Deci le-au rupt mai ales în municipiul Piatra Neamț, le-au rupt aseară în Comuna Vânătoare, unde mergând prin comuna, noi lipeam afișe și în spate venea echipa și am identificat cu oamenii din localitate, consilieri locali. În sediul ACL au fost puse acele găini decapitate de către reprezentanții ACL, au recurs, nu? Vedeți, la un scenariu grotesc. Să fim oameni serioși. Aici, domnul Răzvan, cum să vă zic, că duce discuția și de fapt încearcă să facă probabil ceea ce li s-au transmis pe canalele interne ale partidului în box sau să zic așa, în punctele de vedere ale zilei, mesajele de zi cu zi pe care le primezi la partid, să ne victimizăm în continuare. Pentru că PNL-ul asta face, se victimizează și alături de colegilor din Partidul Democrat Liberal se victimizează de când a început această campanie, refuzând cu obstinație o dezbatere electorală între cei doi candidați, încercând pe toate canalele pe care le controlează să creeze un val de antipatie față de candidatul social-democrat Victor Ponta. Și trecând în planul 2, dacă mă întrebați pe mine, ceea ce este Klaus Iohannis și ceea ce poate oferi Klaus Iohannis României. Victor Ponta a venit cu un program foarte clar, un program pe care și l-a expus încă de la începutul campaniei, un program care și l-a expus pe teme de politică externă, pe teme de politică economică, pe teme de politică socială, este programul său prezidențial. Pe Victor Ponta îl putem percepe și îl percepem pentru că îl cunoaștem ca om politic și este un om politic care activează pe scena politică de mai bine de 10 ani, a deținut diferite funcții executive și legislative și din punctul meu de vedere, să zic așa, CV-ul său este cunoscut alegătorilor. Tocmai pentru că în acest moment în locul victimizării de care dumneavoastră cei din PSD ar trebui să dați dovadă și pe care o face zi de zi, ar trebui să vă prezentați candidatul, tocmai acest lucru nu-l faceți. Știți de ce? Pentru că Klaus Iohannis este o mare necunoscută, o mare enigmă pentru poporul român. Poate a fost un primar bun la Sibiu, dar dumneavoastră trebuia să veniți în fața țării în această perioadă de campanie electorală și să vă prezentați candidatul. Nu s-a aruncat zi de zi și nu să vă victimizați zi de zi, sperând în acel val de antipatie publică pe care să-l creați și care să vă conducă candidatul în postura de câștigător la finalul zilei de 16 noiembrie. Domnule, Permiteți-mi să răspund, s-au pus și întrebări. Da, imediat. Dar am o rugăminte, mai avem ceva minute până la pauză, ca să mai destindem atmosfera, o să vă citesc câteva cuvinte pe care mi-am permis într-un site al meu, investea.net, să le pun aseară. Și aici aș
Vrea să ating un pic violența în campanie sub toate formele ei, de la cea verbală la cea care îmbracă alte forme. Și apropo de ce se poate arunca în cârca unuia sau altuia dintre candidați, eu vă spun că eu, Daniel Vinca, m-am săturat să aud acuzații gen Ponta l-a ucis pe Panait, pe procurorul Panait, sau Iohannis a vândut copii, plecând de la premiza că dacă ar fi fost ceva în ambele acuzații, îi făcea până acum Băsescu tocăniță, cum se spune. Și vă citesc acum câteva rânduri scrise pe net de un om pe care îl cunoașteți cu toții, vă spun la final cine este. Oamenii politici ai copilăriei mele, înainte de război, erau boieri educați, europeni. Mulți oameni politici români de azi sunt, din păcate, mahalagii brazilieni. Electoratul copilăriei mele, țăranii, credea în Dumnezeu, în rege și în dreptate. Electoratul de pe internetul de azi vine din junglă și din favele, plin de ură, violent, coprofag, știind doar să înjure. Mi-e milă de acest electorat biciznic și mai ales mă gândesc cu adâncă tristețe la viitorul României. Mi se usucă inima dacă îi votez, singura ultima mea speranță, trăiască regele, punct. Sunt câteva rânduri scrise acum câteva zile, undeva în Franța, de un nemțean, de profesorul Mihai Mancaș. V-aș ruga pe fiecare dintre noastre să venim spre o dezbatere în care să vorbim despre candidatul nostru, dacă doriți, dacă nu, o să ducem discuția încă 3 ore, vorbim despre celălalt. Dar e bine să răspundem întâi, că s-au lansat. O să vă rog să răspundeți pe scurt la provocările reciproce. Da, în primul rând vreau să salut și eu pe domnul profesor Mancaș, poate ne urmărește. Am și eu niște întrebări după aia pentru dumneavoastră, referitoare la candidatul nostru. Vă rog, vreau să-l salut pe domnul profesor Mancaș. Domnul profesor Mancaș a fost director al Colegiului Național Petru Rariș și o personalitate marcantă a culturii nemțene. Astăzi este și deputat în adunarea constituantă a României după 1990. Și deputat, da, în CPUN. Da. Și acum să răspundem la câteva dintre afirmațiile făcute aici. Spuneați la un moment dat de cine se înconjoară candidatul nostru Klaus Iohannis. De cine se înconjoară Victor Ponta? Haideți să vedem de cine. Cine stă în stânga, în dreapta, în față? Cine este domnul Hrebenciuc? Știm cu toții, oare? Cine este Duicu? Am aflat, oare? Cine este Niculescu? Cine este Cosma? Cine este președintele Consiliului Județean Constanța? Cine sunt cei care au devalizat această țară din 90 și până astăzi? Prefer să fie în stânga, în dreapta candidatului nostru oameni care cel puțin până în acest moment nu au dosare penale, da? Nu au fost chemați la parchet, nu au fost duși cu duba poliției. Vorbeați despre indicatori economici. În momentul în care Victor Ponta a luat conducerea guvernului, în programul de guvernare, trecuse alb pe negru acolo, 1 milion de locuri de muncă. Știți foarte bine ca și mine, studiind ultimele situații pe care le-au dat publicității cei de la Direcția Națională de Statistică, șomajul în România a crescut. Nu numai că nu s-a creat niciun loc de muncă, s-au pierdut peste 50.000 de locuri de muncă. Și din păcate, ceea ce este dureros, cele 50.000 de locuri de muncă provin din zona întreprinderilor mici și mijlocii, din zona antreprenorilor. Sunt cei care, de altfel, contribuie și cel mai mult la bugetul de stat. Merg cu taxe și impozite. Ce a făcut, ce program de campanie are Victor Ponta? Are un program prin care împarte banii publici, dar împarte bani publici de pe hârtie. Dacă adunăm toate promisiunile electorale, toate pomenile electorale care au fost vehiculate în spațiu public prin intermediul miniștrilor în această perioadă, suma rezultată este de 15 miliarde de lei. La cursul actual al euro înseamnă aproximativ 4 miliarde de euro. 4 miliarde de euro, dacă ne raportăm numai la PIB-ul României, înseamnă un procent extraordinar de mare, ceea ce înseamnă un deficit bugetar de cel puțin 4%, aproximativ 4%. Dacă mai adăugăm deficitul bugetar existent, pe care domnul Răzvan Bobeanu îl cunoaște la fel de bine ca și mine, că este actualmente în zona 2, avem o imagine completă a ceea ce va urma dacă, printr-o eroare care aparține nouă,
cetățenilor, electorilor, Victor Ponta ar ajunge președinte al României. O să vă întrerup un pic pentru că ne apropiem de pauza de publicitate. O să-mi permit, iarăși ca moderator... Iar fuga de... și cu asta am încheiat, fuga de dezbateri publice în permanență. Klaus Iohannis a făcut această invitație, dar nici într-un caz nu vom accepta ca această dezbatere publică să aibă loc pe un format impus de Victor Ponta, de cei din staful de campanie și de la cele două, trei televiziuni care timp de o lună de zile au aruncat cu lături la adresa candidatului Klaus Iohannis. În fiecare zi, în fiecare clipă, în fiecare moment. Klaus Iohannis, PNL-ul, PDL-ul și de la PDL în special domnul Blaga și domnul Fluturi, sunt niște victime. Sunt niște victime pe care, cum să vă spun, românii trebuie să uite că au fost la guvernare timp de 4 ani și au tăiat pensii și salarii și trebuie să-i votăm din nou, să-i vedem din nou. Pe domnul Blaga, eventual pe la interne sau poate prim-ministru, pe domnul Fluturi, iarăși mai știu eu pe unde, pe la ce minister își va alege domnia sa, pe alții din Partidul Democrat care, cu siguranță... Chiar vă domnul profesor, aici nu aveți argumente. Duminică românii vor vota Klaus Iohannis, nu Blaga, nu Macovei. Noi am înțeles lucrul ăsta. Vor vota Klaus Iohannis, vor vota un om care este respectat, un primar al unui domnul profesor. Așa este, dar eu cu rezultate extraordinare pe care le poate multiplica la nivel de țară. Nu poate să vă spun. Iohannis a creat 80.000 de locuri la Sibiu, Ponta în 2 ani a desființat 50.000 de locuri. Cât a creat Iohannis la Sibiu? 80.000 de locuri. Înseamnă că acolo lucrează și copiii mici. Lucrează cei din regiune. Haideți să lăsăm puțin statisticile astea, că sunt pompoase și de multe ori nu corect. Trebuie să iau pauză de publicitate. Am o rugăminte, deci, totuși, sunt moderator. Dacă mă respectați măcar un sfert cât vă respect și eu, mă lăsați din când în când să intervin. Suntem la pauza de publicitate. De nu vreau să ajungem în situații chiar să tai la valiere, Doamne ferește. Doi la mână mă simt dator. Pentru CNA și pentru telespectator să vă spun un lucru. Și îl spun telespectatorilor, oameni buni, indiferent ce vă spun cei care reprezintă un candidat sau altul, o să vă dau mail-ul meu să vedeți, apropo de corupții lor versus corupții noștri sau invers, că la 2-3 zile din comunicatele DNA, la 2-3 zile din comunicatele ANI, se scutură toți copaci. Nu există mai mulți PSD-și decât liberali sau decât PD-liști sau invers, pentru că citeam, eu sunt cu laptopul în față și vă arăt aici miniștri liberali, miniștri social-democrați, demnitari de toate culorile și foarte bine că instituțiile statului își fac datoria. Publicitate cât și ori mai face. Dacă mai face. Va rezista statul de drept. Publicitate și revenim în direct. Din nou în direct la Veste Alert, la o dezbatere în care Iohannis și Ponta, Ponta și Iohannis sunt aici prin reprezentanții lor. Domnul toată trecut am început cu domnul profesor, acum încep cu domnul avocat. Domnul avocat Răzvan Bobeanu, PSD. Cred că ați început cu mine. Vă rog frumos, pardon, pentru echilibru. Retractez. Domnul profesor Mihai Obreja, PNL, domnul avocat Răzvan Bobeanu, PSD. Cu speranța că o să mai apuc și eu să intervin, măcar pentru a echilibra să din când în când timpii. Să vedem dacă vă lăsăm. Așa. Cu bucuria că o emisiune vie este cea în care prezența moderatorului trebuie să fie cât mai modestă, v-aș ruga, stimați invitați, fiecare dintre dumneavoastră cu rezonabilitatea care știu că vă caracterizează, dacă ați putea uita, știu eu, puțin de contracandidat și știu fiecare dintre dumneavoastră, și începem cu domnul Obreja. Domnul Obreja, dați-mi trei calități, scurt, ca să putem discuta multe, ale candidatului Iohannis pe care nu le-a avut și nu le are niciun potențial alt prezidențiabil al României. Prima calitate este un om care spune adevărul. Și mie îmi plac oamenii care spun adevărul, care nu mint. Doi, este un om care știe să facă. Vorbește puțin, că tot a fost atacat în această campanie, că noi așa ne-am învățat în România, că cine este mai palavragiu, cine este mai demagog, cine scoate cuvintele pe gură în flux continuu, dar fără conținuturi, da? Fără intențiuni, acela este bun. Klaus Iohannis este un om care face. Și în al treilea rând,
Cred că cea mai interesantă calitate a lui Klaus Iohannis este singurul cetățean român care într-adevăr poate să unească toți românii într-un crez comun, acela al lucrului bine făcut. Adică poate să-i aducă alături pe români, pe maghiari, pe unguri, pe romi, pe toți concetățenii noștri. Este singurul candidat care poate să facă acest lucru. Indiferent cine sunt cetățenii români, indiferent ce confesiuni religioase au, este singurul care îi poate mobiliza într-un proiect, în proiectul lucrului bine făcut, și eu sunt convins că acest proiect, de luni încolo, va fi pus în mișcare și România va arăta, poate, că o mică Germanie. Toți s-au oprit investitorii germani în Slovacia. Domnul profesor, și doar câți au intrat în Ungaria. Domnul profesor, a spus ceasul pe masă. Gata. Eu o să vă rog să vă uitați, da, la ceasul când vorbiți și când vorbește. Gata, domnul Băbeanu. Domnul Băbeanu, trei calități ale candidatului Victor Ponta, pe care nu le are un alt candidat. Da, acum vă dați seama, e o apreciere subiectivă dacă le are sau nu le are un alt candidat. Eu v-aș putea spune trei calități pe care eu le-am perceput în mod direct de la Victor Ponta. Am construit împreună la un moment dat Tineretul Social-Democrat, am fost un colaborator apropiat al lui într-o anumită perioadă. Dar aș vrea să vă spun că este de o inteligență cum eu rar am putut întâlni la un om și credeți-mă că de-a lungul exercițiilor funcțiilor pe care le-am deținut la nivel central am avut posibilitatea să cunosc multe persoane, persoane cu funcții de conducere. Este de o inteligență aparte, este abil și hotărât în a-și atinge obiectivele pe care și le propune și mi-a dovedit acest lucru în cadrul, să zic, atunci când și-a propus să-și îndeplinească atribuțiile care îi reveneau în exercițiul diferitelor funcții pe care le-a deținut. Și eu aș spune că nu în ultimul rând, întotdeauna am admirat retorica pe care cred eu de la un om politic sau nu poate lipsi din calitățile, din avantajele, să spunem, ale unui om politic, pe care un om politic trebuie să le aibă. Are o retorică deosebită. Am asistat de foarte multe ori lângă Victor Ponta la momentul în care și-a ținut discursurile și în fața unor săli de sute, de mii de persoane în interiorul sau în exteriorul partidului, în intern sau în extern, în cadrul organizațiilor internaționale la care, să zicem, eram afiliați ca și Tineret Social-Democrat și ulterior ca Partid Social-Democrat, întotdeauna a reușit să capteze auditoriu și a reușit să-și transmită mesajul. Iar această componentă a retoricii de care eu vă spun și această abilitate și hotărâre de care dă dovadă este foarte importantă, cred eu, pe această componentă de politică externă pe care cu siguranță un președinte o are în exercițiul atribuțiilor ce revin constituțional. Ok, vă mulțumesc. Domnule Obreja, trei defecte, dar așa de să rămânem în zona unui răspuns de un minut, un minut jumate, că putem discuta mai multe. Și apelui pentru amii invitați. Trei defecte pe care credeți că le are Victor Ponta, defecte care nu l-ar recomanda pentru această funcție. Principalul defect este că minte. Și e bine să rețină toți românii. Și aici nu vreau să citez clasici în viață, că a mai spus cineva și ar putea cineva să mă acuze. Da? Te citez un clasic cunoscut, minte cum respiră, minte, în fiecare zi minte. Toate acele promisiuni electorale sunt minciuni. A mințit că susține proiectul Roșia Montana, a revenit. A mințit după aceea că în Parlament va susține votul pentru începerea urmăririi penale, pentru foști miniștri, pentru deputați PSD, dar n-a făcut lucrul acesta. A mințit acum zilele acestea că va lua măsuri pentru ceea ce înseamnă votul din diaspora. Am înțeles. Următoarele două defecte. Un alt ministru de externi la același lucru se întâmplă. Este un defect major acela. Nu. Oamenii care mint nu poți avea încredere în ei, nu poți merge la drum. Gândiți-vă să spun o minciună la nivel internațional, în probleme de politică externă, de politică de securitate națională. Ok, următoarele două defecte. Al Dacă doilea, dezvoltăm fiecare defect un sfert de oră, ieșim din emisiune, ajungem la Alex. Da, al doilea defect. Nu iubești legea, nu iubești statul de drept, nu iubești independența justiției și a dovedit-o din plin în aceste zile.
A pus la sertar sigur acolo legea amnistierii și grațierii și așteaptă să ajungă președintii, doar va trece după aceea cu ajutorul majorității parlamentarii și cei 7-8 al căror nume l-am pomenit aici să devină iarăși oameni. Bun, asta liberi. Iarăși e o prezumție, o declarație politică. Este o declarație politică, categoric. Okay. Și al treilea defect, nu este în stare să schițeze măcar un proiect de țară, dar să-l mai ducă și la bun sfârșit. În cei 2 ani de guvernare, sau scurs, nu vedem nimic, niciun proiect Victor Ponta, încât să avem și noi, cetățenii de rând, un orizont, să văd, un orizont la nivelul a 10 ani, dar și mai scurt, la nivelul a 5 ani. N-a avut de altfel niciun orizont pe termen scurt, dar pe termen mediu. Vă mulțumesc. Domnule Bobeanu, principalele 3 defecte ale lui Klaus Iohannis. Vă dați seama că acum, nu, n-aș vrea să spun că aș face o listă lungă, aș vrea să fiu rezonabil, dar să vă spun ceea ce mie nu mi-a plăcut la Klaus Iohannis în toată această campanie electorală. V-am zis, eu personal nu l-am perceput, nu l-am întâlnit niciodată, dar nu mi-a plăcut că și-a făcut din independența justiției și din lupta împotriva corupției o temă de campanie electorală, în condițiile în care domnul Iohannis are 6 case în declarația de avere, pe care cu greu și le poate justifica atât din leafa de profesor, cât și din leafa de ulterior de primar, veniturile în ambele cazuri fiind medii în România. De asemenea, nu mi-a plăcut... Totuși interveniți, atâta timp cât nu există până în acest moment dosare penale, nu suspiciuni. Domnul, dar face și el o declarație politică. Dumneavoastră ați zis acum tot ce ați vrut despre candidatul pe care eu îl reprezint în această emisiune. Mă rog să-mi dați voie să-mi expun până la capăt punctul de vedere. De altfel, inclusiv și am să vă spun cu toată sinceritatea și am să sar la un candidat, am să vorbesc despre un candidat care îl sprijină în mod direct pe Klaus Iohannis la Monica Macovei. Și am să invoc aceeași sau să spun că nu mi-a plăcut deloc tema aleasă inclusiv de Monica Macovei referitoare la independența justiției și dați-mi voie să vă spun, domnul Vinca, dacă sunteți puțin atent, vă răspund cu toată sinceritatea. Acele BNR ale Monicăi Macovei cu DNA-ul, există un text cu DNA-ul, mi se pare cea mai josnică campanie electorală și cea mai josnică temă de campanie electorală pe care a putut să o abordeze un candidat în România. Privatizarea DNA-ului, anumit un analist politic. Este exemplu clasic. Nu poți să folosești numele unei instituții publice, cu atât mai mult cu cât ea vine din sfera justiției, să o folosești pe bannerele de campanie electorală. Este cea mai clasică sau un exemplu pur de ipocrizie și de cât de mult poate coborâ un om politic din dorința de a-și transmite un mesaj. Dar să folosească instituția publică. Haide să lămurim puțin aici. Cum a făcut domnul Credenciuc? A folosit instituția publică. Este mult mai grav. Vreau să vă dau o veste proastă. Da. Șeful PNL Prahova, domnul Roșca, care stătea de unez la brațul lui Iohannis și era filmat pe toate posturile de televiziune. S-a cerut arestarea lui. DNA a cerut arestarea preventivă, încuvințarea arestării preventive. Deci haideți să lăsăm lista penalilor dintr-o parte și din alta. Că sunt la toți. Eu cred că haideți să fim într-un moment de sinceritate. Nu ne avantajează nici pe dumneavoastră, nici pe noi și haideți să fim mai subiectivi. Era vorba de ce făcea domnul Grebenciu cu unele persoane chiar din cadrul DNA-ului. Da, apropo de privatizarea DNA-ului. Bănuiesc că ne spune și domnul Câncescu de la Brașov sau despre domnul Moloț de la Hunedoara, președinții de Consiliul Județean, unde DNA-ul i-a vizitat zilele trecute. Dar al doilea subiect. Vă rog. Nu-mi place că nu are retorică. Nu are. Pur și simplu nu are retorică. Iar retorica este, cel puțin își dorește să fie președintele României. Vorbește puțin, însă nu întotdeauna aș interpreta ca un semn de înțelepciune. Al treilea defect, vă spun sincer, nu este convingător în acuzațiile sau în răspunsul la acuzațiile care îi se aduc. Nu-mi place și... Vă spun sincer, haide să zic că nu este un defect. Este un moment care pe mine cel puțin m-a șocat.
Când a fost întrebat la un moment dat, chiar înainte de începutul campaniei electorale, într-o emisiune, de ce nu și alți profesori au 6 case? A răspuns foarte sec. Ghinion. Bun. A fost un moment care personal pe mine m-a frapat, în sensul în care totuși nonșalanța cu care reușești să treci peste o asemenea acuzație în condițiile în care o viață întreagă ai fost bugetar la stat, cred eu că merită mai multe explicații din partea unui care 30 de secunde, da? Bun, dar Claus 30... Iohannis, bugetar la stat, ok, 6 case. Profesorii n-au voie să aibă 6 case. Eu cunosc profesori care au 7 case, 8 case prin munca lor cinstită. Mai fac și altceva. Și neamț? Și a făcut și Claus. Să ne dați și noi. Și neamț. Dați-ne niște exemple, să după emisiune. Casele lui Iohannis sunt case pe care le-au părăsit sașii la valori foarte mici și le-au cedat între ei, etnicii le-au cedat la prețuri mai mici. Cum facem și noi când negociem o afacere? Da? Vreau să mă fac saș. Da. Foarte bine. Știți că sunt din Moldova oameni, cetățeni moldoveni, chiar de peste Prut, care locuiesc în case săsești fără să plătească nimic? Nu mai le administrează. A spus 30 secunde. Da? Mai sunt 10 minute din emisiune. Mai sunt. O să mai revin atunci cu aprecieri. Am o rugăminte, o întrebare. Nu este demagog Claus Iohannis, de aceea vorbește puțin. Bun. Și vorbește inteligent. Limba germană este limba apreciată de către mulți, limba inteligenței. Domnul profesor, mai avem 10 minute, sună cocoțelul, e ca la casă. Am o întrebare la care vă rog să răspundeți doar în 30 secunde fiecare. Da. Pentru că nu ieșim din spațiu emisiunii și păcat. Și telespectatorii așteaptă multe răspunsuri la noastră. De ce credeți că nu a avut până acum loc dezbaterea Victor Ponta versus Claus Iohannis, Iohannis versus Ponta? Doi vă zic, dar în 30 secunde. Da, la turul 1 a fugit cât a putut Victor Ponta, pentru că nu voia să se întâlnească acolo cu asociatul dumnealui de acum, cu Vadim Tudor. Nu? Imaginați-vă ce turna pe capul lui Victor Ponta Vadim Tudor, cel care acum îl elogiază. Iar în turul al doilea am explicat și revin. Claus Iohannis este deschis pentru orice dezbateri pe o platformă neutră. L-a invitat la universitatea. Să o aleagă domnul Ponta. Okay. Poate alege Universitatea București, Facultatea de Drept, pentru că totuși acolo și-a susținut teza de doctorat. Și este exemplu tipic de ceea ce înseamnă plagiat, când tinerii noștri din România, sute de tineri, merg și muncesc 4, 5, 10 ani să susțină o teză la o universitate de renume. Deci, N-a acceptat, pentru că cele 3-4 televiziuni, așa, au un format stabilit de domnul Ponta și staful lui de campanie cu moderatori care sunt pregătiți să toarne de sus până jos lături pe capul candidatului nostru. Domnul Băveanu, poate dumneavoastră reușiți în 30 secunde. De ce credeți că n-a avut loc până acum această dezbatere? Așteptată de români. Nu știu, eu zic că poate e timp să o privim. Dacă mă întrebați pe mine, o dezbatere, cel puțin o dezbatere... Va avea loc una cel puțin. Cel puțin o dezbatere trebuie să aibă loc. Adică, și va avea loc. Dar acum eu de unde pot să vă spun că... Stimați invitați, avantajul meu că sunt conectat la internet... O să nu ziceți care loc în seara asta, în timp ce avem noi emisiunea. A ajuns deja la dezbaterii Claus Iohannis la realitate. A fost de ajuns. Ca noi să anunțăm că dezbaterea are loc la Telem, bine, prin reprezentanți, dacă o făceam din timp, veneau și aici și Ponta și Iohannis, pentru că în seara asta, uitați, au picat toate argumentele de până acum. N-au picat, cum să pici? Păi, au picat din moment ce până acum a spus unul într-un fel, unul într-un fel și acum... Se schimbă, să răzgândesc jocurile problemei, ca să mă exprim eu mai plastic. Eu cred că n-am spus nimic acum, ca să ne înțeleg. N-am mai apucat să mai spun pe subiectul ăsta, ca să intervenim din asta. Da. Deci în seara asta s-ar putea să aibă loc. Eu sunt că precaut, s-ar putea să aibă loc undeva la ora 8 pe una din acele platforme cu moderatori la Realitate TV, care în ultimul timp nu mai poate fi bănuită că e mai, nu știu cum, colorată. Eu făceam o glumă zilele astea și spuneam Ghiță TV și Vântul TV. Deci fiecare înțelege ce vrea. Mai avem... Și Voiculescu TV. Și Voiculescu TV. Rog să o amintim pe aceea. Că... Și B1 TV. Și B1 TV. Toată lumea. Până la urmă... Pentru că la Antena 3 este acum... Voiculescu, la România TV este Ghiță TV, nu? Așa îl cheamă Ghiță, Sebastian Ghiță. Acum... La B1 este tot unul de la patronul de la UNPR, ca să nu uităm. Iar dincolo
mai este cineva acolo, domnul Gușă și cu Lavinia Șandru. Deci toate cele patru televiziuni într-un fel sau altul lucrează la comandă politică acum. Dar auziți, beneficiu domnul profesor, ați înțeles mesajul, da? Săracii da, din acele. Domnul profesor, să-i votăm. Iar noi putem ajunge la DigiTV și poate i aducem da, aici dar, la TVM. TVM. Domnul profesor, dar dacă vreau să spuneți că Lavinia Șandru este anti-Iohannis, ne uităm la televizoare diferite. Total, luăm acum înregistrările de la Orliș. Au îndrăznit să zic 18. O frază, probabil, care n-a convenit acum. Le luăm și din zilele din urmă, domnul când a atacat în mod sistematic dacă, la Claus dacă Iohannis, dacă Rareș, scoțând Bogdan, în față Lavinia Șandru, o candidată femeie. Domnul profesor, dacă Rareș Bogdan, Lavinia mai Șandru, Rareș Bogdan și Gușă sunt pro-Ponta și anti-Iohannis, pe cuvântul meu. Rareș Bogdan e singurul și câțiva invitați, analiști politici, care sunt pro-Iohannis. Știți ce frumos în televiziune? Ca opțiuni diferite. Nu, corect. Cine nu ne place este împotriva noastră, cine ne place nu este nu, pro, de obicei este neutru. Dar nu suntem deci, împotriva. Doamne. Nu, dar haideți să vă spun eu ceva. Media este împărțită. Credeți că la vine așa, Andru, mi-e adversar acum eu? Și țară normală, inclusiv am emis o judecată și de moderatorii și asumă la un moment dat niște opțiuni publice și deschis. Când noi ne jucăm de independența, dar independența e mai greu de obținut. Mai aveam doar 5 minute, 4 minute și ieșim din direct. Ce credeți? Întrebare pentru ambii invitați. Dar la fel, adică să răspundem într-un minut. Ce credeți că așteaptă românii? Tot așa, pe un top al primelor trei opțiuni de la viitorul președinte al României, domnule Obreja. Așteaptă în primul rând să trăiască mai bine, prosperitate, un nivel de trai mai bun și acesta poate fi, obiectivul acesta, care este în programul lui Claus Iohannis, poate fi realizat pentru că vom pune accent deosebit pe investiții, investițiile generează locuri de muncă, pe când stânga, vedeți, pune accent pe ajutoare mai mult, e bine că se dau și ajutoare, sprijinim social, sunt și politici sociale care sunt promovate stânga-dreapta, dar în primul rând trebuie să promovăm politici publice și eu aș pune accent chiar pe investiții publice. Nu? Gândiți-vă 4 miliarde de euro acum să-i duci în investiții care multiplică, creează locuri de muncă. Și nu o să spunem noi că o să absorbe integral șomajul, că asta nu se poate, că economia nu are rolul ăsta să creeze locuri de muncă, dar în mod cert creează. Vă mulțumesc. Doi, în mod cert așteaptă de la noi stat de drept, independența justiției, să terminăm cu ceea ce înseamnă corupție. Și corupția, vedeți, este nu legată de banul. Nu vii teamă că dacă terminăm cu corupția, rămâi fără membri de partid, toate partidele? Nu, mie nu mi-este teamă. Știți de ce? România are peste 20 de milioane de cetățeni și sunt suficienți și vin din cei tineri, am vin înțeles, din cei pregătiți afară care pot veni spre partidii. Partidele funcționează ca și ONG-urile pe bază de voluntariat și eu am credința aceasta că prin votul de duminică noi putem schimba soarta României las, la 25 de ani de la Revoluție. Vă las la urmă 10 secunde pentru mesajul electoral. Domnule Bobeanu, ce așteaptă românul de la viitorul președinte al României? În primul rând, cred că așteaptă un președinte, o personalitate care să unească și să nu mai dezbine, o personalitate care să nu se hrănească din conflictul politic și instituțional pe care îl generează și aici mă refer la, evident, la un exemplu negativ, Traian Băsescu. Evident că România așteaptă un alt tip de președinte, așa cum vă spuneam, un președinte care să unească și să nu mai dezbine societatea românească. În al doilea rând, cred că așteaptă un președinte cu, evident, cu o evidentă politică, cu o coerentă politică externă, cu un mesaj clar pentru ceea ce înseamnă obligațiile asumate de către țara noastră, mă refer aici pe palier euroatlantic, evident, și de asemenea în ceea ce vrește Uniunea Europeană, într-un context regional extrem de complicat, într-un context regional unde aproape de noi este un conflict armat la care deocamdată asistăm, pe care nu l-am provocat, dar la care trebuie să fim foarte atenți și față de care reprezentăm până la urmă ultima graniță a ceea ce înseamnă alianța euroatlantică. Okay, în al treilea rând, pentru că și termin, evident un președinte care să consolideze statul de drept, un președinte care să respecte
ceea ce în acești 10 ani nu s-a mai respectat în România de către cel care își încheie acum cele două mandate, și anume separația puterilor în stat. Vă mulțumesc. Dacă îmi răspundeți la următoarea întrebare foarte, foarte scurt, mai aveți încă 30 secunde fiecare pentru un ultim mesaj electoral pentru cetățeni. Dar dacă îmi răspundeți scurt la asta, să ne încadrăm pe o depășire minimă, că deja ar trebui să ieșim din emisiune. Vă rog să comentați foarte scurt următoarea informație. Transmite mesajul, asta vreau. Poate e mai important. Nu, deci dacă răspundeți foarte scurt, în loc și de mesaj. Informația zilei. Astăzi, la Bicaz, s-a redeschis spitalul Bicaz. Comentați fiecare dintre noastre în 20 secunde. O misiune electorală, centru, e un centru acolo, nu va fi spital Bicaz. Îmi pare rău pentru cei din zonă, că vor fi în continuare tributari unei minciuni, tributari demagogiei electorale, vor veni tot la Piatra Neamț, vor merge tot la Iași, o clădire fără dotări și fără medici, e ca o școală în care nu există profesori, nu există elevi, există numai bănci și există instrumentarul, materialul didactic. Am înțeles, mulțumesc. Domnule Bobeanu, tot așa 20 secunde. Îmi pare rău că domnul Obreja neagă evidența. Spitalul Bicaz, de la momentul la care a fost închis, s-a creat o reală problemă pentru ceea ce a însemnat Valea Muntelui, pentru că este o suprafață foarte, foarte întinsă. Era efectiv peste mână multor oameni să ajungă la Piatra Neamț. Sigur, va reprezenta din acest punct de vedere un câștig pentru întreaga zonă Valea Muntelui din punct de vedere al domeniului sanitar. Vor avea acces la servicii medicale mult mai aproape de casă și nu mai puțin vor veni către Spitalul Județean. Îmi pare rău că domnul profesor a avut această a negat o evidență și îmi pare rău, pentru că dincolo de dezbaterea noastră electorală din această seară, eu consider că este un câștig pentru comunitatea locală din această zonă a județului. Am înțeles. Foarte bine că n-au bani spitalele, nu are spitalul județean. Domnul profesor, ce bani au? Cum poate o comunitate mică, vă mâncați timpul de mesaj, fără resurse, fără nimic, să susțină un spital? Până atunci, stimați telespectatori, am primit, cred că în jur de 25-30 de SMS-uri împărțite, unele laudă pe Victor Ponta, altele laudă pe Klaus Iohannis, unele îl înjură pe Victor Ponta, altele îl înjură pe Klaus Iohannis. Scorul e cumva echilibrat la o aproximare așa ochiometrică. E cam, poate cam ca rezultatul la primul tur, dar ce apreciez eu e zona, e faptul că în general mesajele sunt civilizate și e mare lucru când putem dezbate sau critica ceva cu un ton civilizat, fără să fim nevoiți să citim cu bipuri. Domnule profesor, domnule avocat, cu cronometru în mână de data asta, vă rog un mesaj de câte 20-30 secunde pentru electorat. Și exact când va vorbi domnul profesor, va vorbi și domnul poftici. Și domnul avocat. Ați răspuns toată emisiunea primul la întrebare. Da. N-am mesajul meu se adresează tuturor cetățenilor din municipiul Piatra Neamț, din județ, să fim duminică număr cât mai mare la vot. Noi suntem cei cetățeni onești din acest județ și din această țară care putem face diferența. Cu cât vom fi mai mulți, cu atât vom putea spune un nu hotărât corupției, cu atât vom spune un da pentru statul de drept, atât vom spune un da pentru ceea ce înseamnă lucru mai, cel mai de preț pentru noi, și anume libertatea individuală, libertatea noastră, pentru care acum 25 de ani au murit oameni în stradă. Veniți duminică la vot, votați Klaus Iohannis, votați pentru un președinte corect, un președinte respectabil, un președinte care va fi respectat și în cancelariile europene, cel care va lupta în continuare pentru valorile euroatlantice și valorile Uniunii Europene. Votați Klaus Iohannis pe 16 noiembrie. Vă mulțumesc, 54 de secunde. Domnule Bobeanu, 54 de secunde. Duminică, de ce Ponta? Duminică Răzvan Bobeanu va vota Victor Ponta. V-am dat foarte multe argumente în această emisiune, n-aș vrea să le mai reiau, dar cred că rămâne un argument extrem de important, și anume că este președintele care, cred eu, că va uni pe români după 10 ani de dezbinare. În același timp, nu pot să nu remarc, atât în seara asta din partea reprezentantului PNL, cât și în general din partea reprezentanților PNL, un anumit tip de discurs elitist al acestora, un anumit tip de discurs care are menirea, din punctul meu de vedere, de a exclude social anumite categorii.
votanții lui Vadim, votanții lui Diaconescu, pe noi ne-au votat intelectuali, pe voi vă votează la țară. Nu acesta este tipul de discurs. Nu are nicio legătură. Vadim, nu acesta este Vadim tipul de mesaj pe care trebuie să-l dați în România anului 2014. Și pe mai ne-au votat toți înțelegeți că înțelegeți PSD. În al 12-lea ceas că dacă vă veți propune vreodată să câștigați, trebuie să plecați de la ideea că trebuie să-i uniți pe români, nu să-i dezbinați din punct de vedere al apartenenței, eu știu, politice, tocmai al categoriilor sociale pe care le reprezintă. Nu. Victor Ponta, tocmai din acest punct de vedere, este diferența pe care o are față de Klaus Iohannis. Este un președinte care unește, este un președinte al tuturor românilor. Da, a dezbinat catolicii de creștini, profesorii de meșteșugari și așa mai departe. Stimați telespectatori, vă mulțumesc pentru că ne-ați urmărit. I-ați avut în platou în această seară pe reprezentanții celor doi finaliști, de la PSD Răzvan Bobeanu, de la PNL Mihai Obreja. Sunt Daniel Vinca, vă mulțumesc că ați fost cu ochii pe TLM. Rămâneți în continuare, urmează o emisiune extemporal cu Alex Nechita, foarte interesantă, ca de obicei mai interesantă decât emisiunea mea. La revedere!